nevoile celorlalți, au fost acolo în spatele lucrurilor și a faptelor. Ei bine, de data aceasta ei vor să își obțină o independență pe care consideră că o merită. Iau decizii foarte rapide, curajoase. E un semn cardinal, semnul racului, dar niciodată nu mi s-a părut că nativii acestui semn se comportă de asemenea manieră. Cumva mai mult era un fel de impulsivitate. Acum este un curaj și vor lupta cu foarte multă insistență pentru drepturile lor și cred că e bine ca cei din jur să nu-i contrazică, să învețe să se obișnuiască cu acest mod de abordare a problemelor, pentru că nu va fi de scurtă durată, ci va fi o perioadă mai lungă în care vor acționa în acest fel. Datorită acestei stări, cumva, de implicare permanentă și datorită sabiei pe care o au în mână, eu le recomand să fie atenți la fel de fel de răni, la fel de fel de lovituri, la fel de fel de accidente și incidente datorate precipitării, stării de precipitare pe care au și neatenției de care dau dovadă de foarte multe ori. Mai este un aspect. În viața lor sentimentală pot să apară destul de multe tensiuni datorate acestui tip de comportament și acestei manifestări oarecum ieșite din comun. Acolo zic eu că ar trebui să fie mai prudenți, să țină sabia pentru alții, nu pentru sfera sentimentală, pentru că pot să apară evenimente greu de gestionat și le recomand de asemenea, mai ales nativilor din semnul racului, să fie atenți la aventurile sentimentale și amoroase, pentru că și acestea îi vă scoate de pe calea lor. Cred că mai ales femeile, pentru că am vorbit despre bărbați, mi-a venit ideea acum, îi văd ca pe niște mici detectivi cu sabia în mână, deci sunt hotărâte să afle adevărul acolo unde doar au bănuit că există și au lăsat lucrurile așa să meargă, să treneze, de dragul familiei, de dragul relației, de dragul slujbei și așa mai departe. E bine, de data asta nu vor mai face, nu vor mai acționa în acest fel. Bine, să nu se înțeleagă partenerii femeilor rac au vreo problemă. Nu. Este foarte clar că ele vor căuta să pună degetul pe rană, adică să afle adevărul. Adică sunt interesate de corectitudine, dar nu par exista probleme în parteneriatul. Nu, vorba, să se înțeleagă altceva. Nu e vorba numai de parteneri. Aici este vorba de orice fel de relații. Exact. Adică pot să fie relații sociale, sigur, relații profesionale, deci relații cu copii. Sunt interesate de corectitudine în general. Da, de corectitudine și vor lua atitudine în fața situațiilor incorrecte. Pentru că până acum, mă rog, poate dădeau din gură, să zicem așa, dar nu acționau. Acum chiar vor acționa și acea armă vehement, pe care o au, destul de vehement. Tensiunile acestea interioare, probabil că și starea aceasta de aciditate specifică perioadei pentru raci, îi va epuiza destul de mult la nivel fizic și cu siguranță zona digestivă va fi destul de mult afectată și le recomand să aibă mai multă grijă decât de obicei în acest sector. Este o perioadă în care, exact cum spuneai, Gabi, ei sunt destul de greu de mulțumit. Există oarecare... Întotdeauna când avem acest profil plutonian, indiferent că e Pluton semn, în semn opus sau într-un marcaj deosebit cu semnul nostru, pentru raci știm foarte bine că este în semn opus, deci tot un marcaj important este, de câte ori spuneam avem un profil plutonian, putem fi siguri că nu suntem în totalitate liniștiți niciodată, oricât de multe realizări am avea, chiar dacă totul pare eșalonat perfect, totul pare... că stă perfect precum într-o vitrină. Deci chiar dacă vitrina este aranjată perfect, tot avem o tensiune psihică, tot avem o tensiune interioară de neexplicat. Ea de fapt este explicabilă pentru că acest profil plutonian, spuneam, arată că neliniștea și focul interior, pentru că Pluto asta reprezintă, ne tot macină. Să spunem, persoanele care din naștere au un Pluto foarte puternic în temă sunt acei neliniștiți permanent, sunt acei oameni care sunt vulcani și tot timpul le zărești în ochi un soi de furtună, precum un vulcan. Așa și acum, pentru nativii RAC, pe măsură ce duc la îndeplinirea anumite acțiuni sau își mai rezolvă anumite scopuri sau anumite lucruri pe care și le-au propus sau chiar dacă ating un ideal, să spunem, tot îi vom vedea cu această notă tentă de neliniște. Revenim după publicitate și cu alte detalii despre nativii RAC. A
am revenit. O concluzie, spuneam, pentru Raci. Ce sfat le dăm pentru săptămâna următoare? Să nu răstălmăcească nimic, nicio situație, niciun lucru, nimic acolo unde deja totul pare a fi oarecum precum un vulcan, pentru că substratul acestor probleme va fi înțeles puțin mai târziu. Deci bine ar fi să aibă un pic de răbdare și să nu devină irascibil, nervoși sau foarte solicitanți în lucrurile care îi perturbă, pentru că, repet, nu este timpul lor, poate acum, să fie înțelese la adevărata lor intensitate și ar putea să le mai amâne pentru mai târziu, atunci când devine momentul de a fi înțelese așa cum trebuie. Deci, mare atenție, nu răstălmăciți nimic din ceea ce pare a merita să rămână la locul lui. O concluzie. Pentru nativ irac aș spune că, mai ales pentru cei din jur, că au o nevoie acută de independență, sunt răzvrătiți și e bine să nu-i contrazicem dacă nu avem argumente solide, pentru că declanșăm un adevărat război. Da, da, asta spuneam, și nici ei să nu... Bine, la ei este arma, da, deci... Această răzvrătire este bine să fie ținută între niște parametri. Mergem mai departe. Să vedem profilul astral specific nativilor leu, cu ce surprize se confruntă leii săptămâna următoare. Mi se pare că nativii lei au o inteligență cu totul deosebită în a privi oportunitățile din jurul lor. În contraparte, tendința lor de a judeca, dar nu de a judeca așa de dragul de a judeca, ci de a judeca în sensul de a raționa și de a lua o poziție rațională în fața unor situații, este la fel maximă. Cumva, toate acțiunile lor sunt dirijate sau îndreptate de o nevoie interioară maximă de recunoaștere. Ei au nevoie să li se recunoască eforturile depuse până acum. Au nevoie să li se recunoască sau să culeagă roadele muncii pe care au depus-o până acum. Simt nevoia să fie nu neapărat lăudați, ci apreciați, cinstit, sincer, pentru tot ceea ce au făcut. În momentul în care nu se întâmplă acest lucru, starea lor interioară este destul de vulnerabilă. Paradoxal, ei nu vor reacționa așa cum o fac de obicei, ci din contră se vor consuma, vor pune foarte multă energie în această situație de fapt și nu vor înțelege care este motivul, care este logica pentru care ceilalți nu văd eforturile pe care le-au depus. Așa că părerea mea este că cei din jur trebuie să aibă întotdeauna în această perioadă o vorbă bună, o laudă, o susținere, o încurajare pentru nativii din semnul leului, pentru că ei au depus eforturi lungi și au nevoie să fie cumva vizibil sau să fie vizibilă munca pe care au depus-o, care, să recunoaștem, a fost o muncă decisivă. Pe de altă parte, cu toată acea triadă din semnul Fecioarei, lor le este foarte ușor să materializeze tot ceea ce își propun să materializeze, dar nu asta este ceea ce îi bucură. Asta o fac natural, vine natural, ca și cum să spun, ca și cum ar bea apă. Ceea ce iarăși consideră că este foarte important este acea nevoie de a le fi ascultate ideile, de a le fi puse în practică, de a, dacă li se cere un sfat, atunci acel sfat chiar să fie utilizat. Nu doar să li se ceară așa de dragul a li se cere, pentru că nu mai vor și decid din acest moment să nu-și mai consume energia pentru oricine. Devin extrem de selectivi, iar în momentul în care văd că cei din jur nu sunt foarte deschiși față de ceea ce fac, se retrag. Această retragere mie mi se pare benefică, pentru că, evident, lumina și strălucirea specifică acestui semn, odată retrasă, cei din jur vor simți un cont de umbră, o răceală, un moment de, să spunem așa, de slăbiciune și vor reveni la sentimente mai bune. Cu cât vor încerca să arate sau să se consume, pentru că nu este observat tot ceea ce au făcut, ei vor trece ei într-un cont de umbră, pentru că încet, încet, energia vitală specifică acestui semn și maximă se va diminua și cumva le va lipsi cheful
sau le va lipsi acel entuziasm cu care fac tot ceea ce este necesar și tot ceea ce este nevoie în jurul lor. Pe de altă parte, mie mi se pare că datorită acestei stări de nemulțumire, sunt destul de ușor predispuși la păcăleli. Este bine să verifice de două ori tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Adică să fie păcăliți. Da, da, pot să fie ușor păcăliți. Pentru că nu sunt atenți la asta. Pentru că atenția lor este îndreptată spre acea recunoaștere de care spuneam că au nevoie. Și mai este iarăși un aspect important, și anume acela că în viața nativilor din semnul leului vor apare relații destinice. Nu mă refer la relații sentimentale, mă refer la toate relațiile care îi înconjoară în această perioadă. Apar oameni, apar chiar situații necesare pentru a îndruma spre calea destinului lor. Sunt poate relații de scurtă durată, adică de o zi, două, sau pentru un anume proiect sau pentru o anume situație, dar trebuie să privească pe toți cei care îi înconjură sau care apar așa de nicăieri în viața lor, cu foarte multă seriozitate și să se întrebe, oare de ce a apărut acest om? Ce îmi arată pe calea destinului meu? Din ce parte? Din ce parte, da, vine problema. Altfel, în concluzie, părerea mea este că ei sunt foarte bine văzuți, chiar dacă lor nu li se pare, pentru că au nevoie de recunoaștere. Dacă primesc această recunoaștere, sunt deosebit de cordial, deosebit de eficienți, da. și extrem de luminoși. Revenim după publicitate. Am revenit, vorbeam despre nativii leu, Gabriela, chiar dacă într-adevăr ca o concluzie pentru ei anumite lucruri în această perioadă se materializează puțin mai greu, vor observa lei ceva întârzieri în cam majoritatea activităților lor, dar în același timp și-au stabilit și foarte multe priorități, au și o anumită presiune emoțională și chiar și psihică, totuși lei au o perioadă bună din punct de vedere al investițiilor, mai ales săptămâna următoare cu atâta aglomerare de planete în casa Taurului, pentru ei în zodia Fecioarei, dar în casa Banilor. Spuneam, perioadă bună din punct de vedere al realizărilor concrete și al planurilor pe termen lung. Sunt foarte echilibrați din acest punct de vedere al deciziilor importante și al punerii în aplicare al unor lucruri destul de greu de realizat în regim normal. Mergem mai departe să vedem pentru Fecioare, pentru nativ Fecioară, ce zile se anunță. Mi se pare foarte interesant că au acolo o aglomerare de planete, Marte, Mercur, Venus. Un lucru bun, într-un anume fel, adică au multă energie. Multă dinamică, multă forță. Da, mult dinamism, multe idei. Interesant cum o canalizează, da. Da, dau bine. Însă Martele la acolo mie îmi dă de multe ori sentimentul că da, deci sunt mai curajos decât de obicei nativii din semnul Fecioarei, dar în același timp Marte poate să epuizeze resursele aduse de Mercur și de Venus, pentru că țin cont mai mult de dorinți decât de nevoi. Își fac mici plăceri, se implică în chestii care îi risipesc, îi irosesc. Adică mi se pare că toată această conjunctură favorabilă pe care o au, ei trebuie să o folosească pentru a-și consolida cunoașterea, pentru a-și consolida informațiile, pentru a vedea sau a pune bazele unor chestii pe termen lung, foarte serioase, foarte importante, pentru că altfel se vor pierde toate aceste beneficii aduse de cele trei planete în semnul lor. Este o aparentă abundență în ceea ce îi privește, dar cred eu că această abundență se risipește ca un fum atâta vreme cât ea nu se bazează pe ceva, pe un plan, pe un proiect concret de dezvoltare și de creștere. Pentru ei momentul acesta este un moment în care să-și facă planuri ulterioare pentru viitor, pentru a-și dezvolta abilitățile, pentru a se pune în evidență, pentru a fi vizibil pentru cei care nu i-au văzut până acum. Apoi, mai mi se pare ceva interesant în ceea ce îi privește pe nativii din semnul Fecioarei, și anume că au pe zona relațională o karmă destul de importantă care se va descărca, așa că este foarte bine să vadă în ce relații intră, pentru că toate relațiile în care își asumă responsabilități sau în care intră chiar pentru o perioadă scurtă de timp vor genera karmă. Așa că, să zicem, toate... Orice fac, practic. Da, toate propunerile care vin spre ei, toate persoanele care zic, vai, ce frumos,
sunt persoane care, dacă nu își asumă responsabilitatea în aceste relații, vor avea acumulări karmice pe care, până la urmă, la un moment dat trebuie să le descarce. Să le descarce, evident. Eu cred că, în mod special, nativii din semnul Fecioarei au o perioadă de creștere spirituală. Da. Foarte important. Acum, nu știm cât de rapid se produce la fiecare nativ fecioară. Evident, evident că nu. Dar, la unii mai greu, la alții mai rapid. Asta trebuie să fie, în funcție de fiecare, asta, sigur. Sigur, asta trebuie să fie, obiectivul lor. Dar toți evoluează, asta e da, clar. Asta este ceea ce e foarte important. Și în al doilea rând, ei sunt pe calea destinului. Trebuie să-și pună destinul în aplicare. Nodul Nord a fost în Fecioară, acum este în semnul Leului. Deci, cumva, pentru ei este ca și cum trebuie să pună în practică destinul. Adică, poate l-au înțeles, dar trebuie să facă ceva ca să se manifeste concret acest destin. Da. Aici s-ar putea să fie sustrași de tot felul de evenimente din jurul lor, de distracții, de agitație, de, mă rog, lucruri frumoase și pompoase, și mi se pare important să înțeleagă că e o perioadă importantă, mă rog, majoră în evoluția lor. Din punct de vedere al stării de sănătate, aș putea spune că stau destul de bine. Trebuie să aibă multă atenție pe zona aceasta digestivă, dar mai ales la rinichi. Datorită energiei pe care o consumă, atât suprarenalele cât și rinichii pot să fie ușor dezechilibrați, lucru care se va vedea imediat pe aceste zone din corp. Este o perioadă în care, într-adevăr, pentru că este toată această aglomerare de planete în semnul lor, li se cere să valorifice imediat șansa. Cu siguranță nativii Fecioară au șansă în această perioadă să pună în practică lucruri, să fie foarte expansivi, să se extindă în anumite domenii, să valorifice anumite situații, chiar să facă investiții, să călătorească, au pot avea realizări la drumuri. Deci, cu adevărat, ei pot valorifica ceva care vine către ei în forță. Pe de altă parte, și Saturn le cere, își cere cum ar veni plata și răsplata după această, toată această perioadă, deci s-ar putea ca fecioarele să aibă în destin în această perioadă să facă un sacrificiu sau să muncească mai mult în zona domestică, fie la o casă, fie să se implice pentru membrii familiei, fie să-i ajute, fie chiar să construiască o casă, sau să se implice pentru cei care le sunt foarte apropiați. Deci este o perioadă în care, într-adevăr, ei se pun în slujba membrilor familiei sau lucrează foarte mult în zona aceasta domestică, exact cum spune că este o perioadă în care pot apărea descărcări karmice foarte importante sau invers, pot crea karmă prin tot ceea ce fac. Asta nu este doar o expresie așa spusă la întâmplare sau doar pentru că sună frumos, ci este un lucru foarte real și foarte palpabil, adică cu alte cuvinte și mai exact, orice ce fac poate avea consecințe. Acum nu știm exact, că atunci când discutăm despre karmă, nu știm exact dacă durează puțin, mult, asta este la voia destinului, sunt destul încă de enigmatice lucrurile aici când alege destinul să plătim o anumită greșeală. În orice caz, mare atenție, pentru că este o zonă cu mare dozaj spiritual pentru fecioare și bine este să țină cont de acest lucru. Mergem mai departe să vedem pentru balanțe cum se anunță zilele următoare. Mi se pare remarcabil că balanțele, pe lângă Jupiter, pe care l-au de un an de zile acolo, au și asteroidul Vesta. Această conjuncție Jupiter-Vesta îi ajută foarte mult pe nativii din acest semn. Semnul balanței e un semn cardinal, mă rog, este un semn care tinde să facă cu rapiditate lucrurile, doar că această asociere îi ajută mult să se focuseze pe ceea ce este important pentru ei. Pe de altă parte, asteroidul Vesta mai are un rol, și anume de a-i sancționa pentru excese, pentru că Jupiter acolo tinde să le dea nativilor din semnul balanței această înclinare spre exces, indiferent de zona despre care vorbim. Poate să fie un exces în muncă sau poate să fie un exces în băutură, nu contează, este un exces. Ori Vesta face ca lucrurile să fie echilibrate în adevăratul sens al cuvântului și imediat aceste excese vor fi sancționate și la fel pasivitatea sau nepăsarea nativilor din semnul balanței va fi și ea ușor sancționată. Cred că mai este de spus că Jupiter este în opoziție cu Uranus și atunci există o tentație pentru nativii din acest semn să
lasă legile așa puțin sau să le ocolească dacă se poate sau să ia numai partea din lege care îi favorizează sau care le dă lor sentimentul că sunt mai puternici sau îi ajută să fie mai puternici, mare atenție pentru că se pot reîntoarce evenimente cu care s-au mai confruntat, pe care le-au tratat cu această superficialitate sau încercând să ocolească legea, ei de această dată, pentru că este a treia opoziție dintre Jupiter și Uranus, lucrurile nu vor mai fi atât de simple și vor fi chiar sancționați de către persoanele autorizate, de lege în sine sau prin alte mecanisme sociale care îi va scoate la lumină aceste, să zicem, ilegalități. Ce mai aș putea spune în următoarea săptămână este că nativii din semnul balanței au o nonșalanță, câteodată împinsă la o extremă, un fel de, nu neapărat nepăsare, dar un fel de inactivitate sau o suficiență că ok, am făcut suficient de mult, nu mai trebuie să fac, să mai facă și alții și așa mai departe. E bine, starea aceasta exterioară este foarte periculoasă pentru că este percepută de ceilalți ca o aroganță și pot să fie încet, încet înlăturați din anumite situații favorabile. Ar mai fi de spus că trebuie să ia decizii rapide. Aceste decizii rapide, adică a fi pe fază, presupune a avea performanțe frumoase pentru că vor putea să prindă din zbor oportunități pe care alții chiar nu le sesizează. În zona relațională trebuie să-i avertizez că au nevoie de mult tact, este o zonă destul de tensionată pentru săptămâna următoare și este bine ca înainte de a își impune punctul de vedere sau de a oscila între a lua decizii, să se gândească bine, să se retragă sau să ceară sfatul unor persoane avizate. Din punct de vedere al sănătății, cred că zona musculară și alimentația trebuie să fie importante. Pot să piardă calciu cu multă ușurință datorită tensiunii în care se află și la fel ficatul poate să fie ușor decompensat. Este o săptămână în care sunt destul de avantajate asocierile de orice tip, dar pe de altă parte, întotdeauna când avem, exact cum spunem, un exces de zel într-o anumită zonă, există și o atenționare suplimentară, respectiv faptul că pot apărea și lucruri care nu pot fi total ținute sub control în zona aceasta a asocierilor și le-am mai spus balanțelor, atenție la persoane cu moralitate scăzută sau persoane care nu sunt, care nu pot da același randament. Această suficiență despre care vorbeai, care este, Gabi, dată de toate această aglomerare pe casa a 12-a, care îi predispune pe balanțe, le predispune pe balanțe la un confort puțin mai mare, la o tendință de a sta în izolare și de a se refugia practic în propriul lor univers, se poate observa. În mod cert nu mai sunt atât de expansivi, nu își mai doresc atât de mult să socializeze, practic mențin ceea ce este de menținut, spuneam acele asociere, acele relații, dar ei creează ceva în această izolare. Vom vedea, fie o teză de doctorat, fie un examen susținut și pregătit, fie își redecorează casa, dar într-o intimitate în care nu țin neapărat să relaționeze foarte mult sau chiar un concediu reușit. În orice caz, indiferent despre ce este vorba, balanțele se retrag în propriul lor univers sau poate alături de persoana care face și ea parte din acest univers, sunt mai gânditoare, mai introvertite, mai puțin preocupate de această socializare, mențin doar strictul necesar din punct de vedere la socializării. Și sunt destul de preocupate și să descifreze anumite lucruri care au rămas misterioase, vorbind despre totuși despre casa peștilor, o zodie destul de misterioasă. Deci preocupați în această perioadă de ezoteric, de mister, de lucruri care se cer reînțelese, enigme care pot fi apreciate altfel și așa mai departe. Să vedem pentru nativii Scorpion care este specificul perioadei următoare. Cred că nativii din acest semn au o perseverență demnă de